Da. După 0-1, început proștilea a doua repriză, însă iată, se teme. Da, acum am trăit cu emoții, dar în prima repriză și al doilea repriză, come spune dumneavoastră, și nu am început așa de bine pentru că am luat gol de remiză al doilea repriză și avantaje pentru ei în prima repriză. Eram deschisi prea mult când am pierdut mingea acolo la mijlocul terenului, dar sunt lucruri che trebuie lucrate, dar echipa a dat 5 goli în deplasare și o sumedie de ocazie, o grămadă de ocazie, penalty ratat, zic eu că trebuie felicitat băieții. Mi place echipa che gioca, după e normale che trebuie regrate, che așa nu poți să dai întotdeauna 5 goluri, să ai multe ocazie și după ai și 3 goluri, pentru că oricum al doilea repriză după am riscat un pic și asta nu trebuie. Trebuie reglat în antrenament, vorbit, antrenat specific pentru acest lucru. Exact ce vorbeam de înaintea jocului, apropo de echipa ofensivă pe care a propus-o Craiova, n-a ținut-o decât la prima reușită a lor, apoi ați reușit să speculați cumva spațiile, să zic, din apărarea adversă. Da, era o echipă, cred eu, foarte ofensivă de la FCU Craiova, și de fapt erau pe banca două mislocași defensive, spunem așa, nu? Că exact. Cunoștem toată lumea. Unul era accidentat a Samoa, că au jucat întotdeauna înainte. Normal că las spații ceva când măcar se pierde mingea, pentru că e normal. De noi și noi am jucat ofensiv și am lăsat unor spații, dar ce se poate spune, echipa nu trebuie să ai 3 goluri, pentru că nu întotdeauna poți să dai 5 goluri și altre ocazie. Deși îmi cer scuze, la ce atacant a venit acum, Rahmani, da. Pare că se pot da multe goluri. Da, e un jucător bun, că se plieze și cu Marco, pentru că vine la primire, are tehnica, se desface imediat jocul pe benzine și în care o e letale, nu se spune așa. Da. Și a locuit bine Marco, că a avut probleme la... Ah, de asta da, a avut, sì, da, a avut probleme, da. Nu a fost o schimbare, no, sincer, come se poate schimba Marco acolo. Sì, chiar dacă a ratat pe penalty, dar s-a dăruit, a jucat, a dat gol în penalty. Nu, l-am înlocuit pentru că a avut probleme la copsa. Rapidul mai are nevoie de ceva. Pare că s-a găsit cumva mecanismul aproape de ce vă doriți dumneavoastră. Mă uitam un Petrila neobosit azi, un Funșo care iar și-a făcut... Da, au jucat toți bine, adică pe fază ofensivă ne-am descurcat bine. Normal, au trecut mingile acolo în care eu am fost un pic, mi se pare așa, pentru că au fost și ei pentru ei ocazie, dar un pic măcar statici. Dar știți, noi jucăm ofensiv și e normal că o echipă, e un lucru normal când aduci mulți jucători pe fază ofensivă, nu e ușor să ține un echilibru cu acoperire preventive. Și atunci defensive trebuie să îmbunătățim jocul, pentru că oricum, cum se poate spune, să ajungi sus cu apărare, dar nu, aici nu e vorba de patru fundași, să nu se înțelegă greșit, nu e numai vorba de patru fundași, e vorba de toată fața de apărare, toată echipa, măcar trebuie reglată ceva, dar de băieții sunt foarte mulțumit de cum ei joacă, de cum am și reacționat la imediat gol, putea fi o dușă rece, după 4 minute ia un gol și după reacționezi și te duci 2-1, ratezi și un penalty și după ai și ocazii, pentru că au avut două parate straordinare cu tirul de, mi se pare, Emers, da. În 2 minute, da. Și șut de Funjo sub trasversală portarul. Și după alte ocazii că am avut al doilea repriză. Apropo de Petrila, gol și pasă de gol pentru el azi și îl întrebam dacă a primit încrederea necesară. Asta a făcut Cristiano Bergodi, i-a dat încrederea de care Petrila avea nevoie pentru a... Beh, Petrila è un giocatore buono come sono ceilazzi, ci l'hanno luato perché è un giocatore che per banda da canseleggio magari un picco, no, fase difensiva, dare ieri a redaruire, a revitesa, a recalitate, ci sta dentro un meccanismo generale se prendiasse bene, da ci ceilazzi giocatori che ho giocato, ci ne è entrata bene, Kite, Ionissa ci puzzi in de tempo, ha tenuto de mingia, lo stesso della Felle Papu, la Felle ce n'era Kite, ha entrato ci a Albu, che ha avuto occasione a sfascito, no,
io sono Muzzumita, sta se avete uno spirito del gruppo, ci resta forte e importante, io sono Muzzumita, è normale che fosse fondasci, quando hai tre gol, un picche, mi ha placut întotdeauna să jucăm ofensiv și atunci asta ne spunea și Petrila, că el vrea atâta timp cât dați un gol mai mult ca adversarul, e ok pentru el, a spus că nu dumneavoastră l-ați învățat, că el crede asta. Da, nu l-am învățat eu, Petrila joacă de mult timp, eu zic că are calități bune, cum au ceilalți jucători, fu un joc, cum a spus dumneavoastră, pe banda, a alergat mult, cum a alergat împotriva meciul ăsta, că am jucat acasă cu Farul și toată lumea s-a dăruit, a avut ambiția și suporterii sunt foarte mulțumiți și asta mă bucur. Mulțumim tare mult!